Salutare, salutare! Astăzi încep video așa pentru că trebuie să mă pregătesc să plec și la școală. Și hai să începem. Păi astăzi am așa. Matematică, care teme? Dar o să ne apărăm la temă. Și mai ales pe ce este chimia. Bun, chimia. Fizica mai am, care am pregătit-o deja aici. Dați fizica. Iac și chimia. Nu se vede prea bine la voi acolo. Știu. Ok. Franceză trebuie să fie și atunci aici. Uite, și care de matematică. Geometrie și algebră, nu știu ce o face azi. Ia ca să găsim și alea zi. Franceza să o găsim. Manualul de matematică îl avem aici. Așa, culegerea de matematică. Acum să căutăm și franceza, să vedem unde e aia. Sigur că am strigat-o pe aici, fiindcă văd cum are spre ce o grămadă amestecate. Va fi carnetul meu, aici e. E bun ăsta? La clasa 6, clasa 6. Bun, și acum hai să căutăm, uite, am văzut pe franceza, am văzut și pe enarul cu culori. Cine știe când ne punem profesor să mai colorăm un picuț. Aici română, aici franceză, la eu, la eu. Am aici caietul, ce nu mai scrie aici. Ia să vedem două loturi, care le am făcut pe bibliografie. Aha. Asta e fix ceea ce am făcut-o eu. Ia să vedem, avem aici creații de română, nu știu ce le-am scos pe aici, pe undeva. Da, pe aici, pe undeva. Le-am și lăsat. Luăm. Ok, așteptați-mă așa un piculeț, că sunt sigur că pe aici le-am pus un care le-am scos ieși. Asta este. Să rămână teme care n-am avut temă, rămâne clasă. Temele iar le lăsăm acasă, fiindcă n-am avut temă și n-am să mai mincat examen cu ele. Am aici o jucărie, mi-am luat-o din Jumbo cu un euro 50, parcă nici mai știu. Niște biruțe. Da, asta nu e la școală. Ok. Acum hai să ne aranjăm în ordine. Va trebui să punem română la română. Bun, pe mai întâi vine normal matematica în prima oră. Bun, deci matematica. După care vine așa, franceza. Franceza. După franceză vine chimie, fizica, le avem aici pe toate, și română. Și iată, asta este ghiozdanul meu. Aici am carnet de elev. Stați mai un pic să mergi meu și ghiozdanul, să le bag ghiozdan. Apropo, și penarul acesta. Am dat de la țară, că gen am să am unul de bani. Da, stai mai un pic să văd de mine, pe și-o ghiozdanul ăla.
ok, ea că am găsit și Ghiozdanu. Era într-unul dintre dulapuri de surme și care sunt și ale mele, adică în camera am și eu dulapuri. Stați mai un pic să punem camera ca lumea. Așa. Ia că nu mai am niște stică de apă aici. Și să vedem noi acum și cuțul. Deci aici este Ghiozdanul, mă mănâncă și capul aici. Dacă așa iau și penalul în care am alea de scris. Încă fără el nu se poate pleca. Doar că pe unde mai fi și ăla. Oricum trebuie să fie mai și undeva, dacă nu e. Aici trebuie să fie pe acolo. Vedem încolo că o să-l caut eu. Nu contează, nu contează. Acum îmi iau și eu astea frumos, așa. Dar stai că e... S-a făcut aici un vlog, eu zăm ceva. Stai așa. Ok, hai să am încălcat și eu Ghiozdanul. Spinalul cred că este pe acolo, trebuie să-l mai caut eu un pic. Dar oricum de în casă n-a ieșit. Asta e cam tot dar fermoară. Și când am scos să mai scriu eu alea pe aici în vacanță. Acum trebuie să mă îmbrac și asta să mă îmbrac frumos. Încă nu ia mie să mă pregătesc pentru școală. Asta o să arăt în acest video. O să mă mară și cum o să pare părinți, Freza. Am luat cu bine. Hai să dăm jos pantalonii ăștia brăți. Că nu mai cale de țin. Mă, deci practic îți rog, îți rog spinarea cu Ghiozdanul acela. Hai să că aproape m-am și îmbrăcat, mi-am dat să-mi iau șosetele alea în picioare. Ok, hai să mai și șosetele. Așa stă patul meu toată ziua, ca știți. În caz că avem musafiri, avem mai mult spațiu și poturica asta ține mai întrăcoare. Dar în caz că nu o să avem musafiri, azi o să facă mama. Ok, avem 8 minute de când filmăm. Bun. Păi da, hai să iau pe și la dinți, să la spălă la dinți. Haideți cu mine. Stai să văd acum unde vădăm și telefonul ăsta. Mă un pic. Stai mai. Așa, bun. Stai că nu ești perța mea. Nu mai am pic să îmi iau perța, că e la tot aici. Am aici o peruță tot așa de la Jumbo. Încă mi s-a părut extrem de ieșină peruța asta electrică. Apeși pe un buton. Pornea și apeși pe altul, se închide. Și mi-a dat și două de-astea. Și bateriile a trebuit să le cumpăr separat. Bun, atunci hai să luăm și pasă din să nu mai stăm prea mult la vorbă. Același sânge în tine și frați vom fi. Până atunci când moare.